Putem să vorbim despre schimbări la un coach? Oh. S-au produs schimbări la cineva care deja este coach în urma participării la cursurile Academiei de Coaching? Foarte bună întrebarea. Da, pentru că se petrec schimbări din punctul meu de vedere zi de zi, că sunt sau nu conștientă de ele, alegeri fac zi de zi, aleg să mi le asum, aleg să mă uit la mine și în momentul în care redescoper lucruri noi despre mine, experiențe noi, mă updatez, ca să zic așa, aproape zilnic. Schimbări, din punctul meu de vedere, există până, poate până în ultima zi a vieții. Și mă felicit că lucrez cu mine zi de zi, indiferent câte cursuri de coach, master coach și toate cele o să fac. Diploma pe care tocmai am luat-o este cea mai muncită dintre toate diplomele pe care le am, pentru că am muncit-o cu sufletul, am plâns pentru ea, am sunghițat, am vomat, toate cele. Adică am muncit pentru ea cu toată ființa mea și o merit. Tragem două linii. Una ca să ne oprim cu răspunsul la această întrebare, iar cealaltă verticală și spunem înainte și după. Cum era viața ta înainte de cursurile Academiei de Coaching, cum este viața ta acum după finalizarea acestor cursuri? Câte minute îmi dai să vorbesc despre treaba asta? Ca să fim foarte concreți și strict jurnalistic vorbind, un minut. Ok, perfect. Foarte concret ca și în coaching. Viața mea înainte de coaching era ok. Era un somn, eram și eu pe acolo, prin viața mea eram și eu. Acum viața mea e despre mine, viața mea este o asumare, este o lecție zi de zi, acum trăiesc cu adevărat, simt, acum sunt fericită, bucuroasă, îmi dau voie să fiu tristă și știu că e ok să fiu și tristă și ca să închei, în stil de coaching și de jurnalism, acum exist, trăiesc, mulțumesc. Cum vei folosi toate aceste schimbări ca să-i ajuți și pe cei din jurul tău? Cum le voi folosi? În primul rând o voi face cu etică și voi căuta ca întotdeauna să văd în clientul și în omul din fața mea cu multă iubire, să văd geniul din el, să văd calitățile extraordinare care sunt, să-i dau șansa să-și demonstreze lui ce om extraordinar este. Și o voi face cu etică, așa cum am spus, pentru că este foarte important, cu profesionalism și cu multă, multă iubire.